scuzele de rigoare, golul e al lui Deac. E golul și al lui Deac, ulterior de Germania. Ia, explică-ne puțin. Fică, când a dat pasa în adâncime, Deac era cu el, nu s-a mai dus, s-a oprit. Nu doar că nu s-a dus, de la duelul da, între Deac și Legiuma. Nu s-a mai dus nimeni din aia 5 cu el. Deac, dintre 5-5 nu s-a dus. 5 cu 2 au fost. Da, pasă, da. Numai Deacul care a fost anul trecut. Deac nu mai joacă pentru că nu mai poate. Nu, eu cred că nu mai joacă. Deac nu mai joacă pentru că nu mai poate fizic. Nu sunt de acord cu tine. Nu mai joacă că vine după o accidentare. Deac, o să vedeți. Deac este atât de important în grupul ăla. Robert, ce treabă are accidentarea cu alergată? Păi vine după accidentare, Dane. Eu spun, uite, o să vezi. Deac este indispensabil pentru jocul CFR-ului în momentul de față. Deac și Camora sunt două piese... Scuză-mă, a fost golul lui Deac? Explică-mi puțin. Da, el a greșit, fiindcă în momentul când dă pasa în adâncime, la Tavi Popescu, nu se duce cu Ejuma. El era cu Ejuma. S-a oprit, ăla s-a dus, i-a întors. Să știi că, nu s-a oprit, a mers mai încet, s-a dus cu Ejuma până când a lovit Ejuma. Și aia la 3 metri s-a oprit. Da. Bine, da. Dar sunt 5, acolo nu e o superioritate. 2 contra 5. Da, dacă nu, dacă Deac se duce cu Ejuma, da, poate nu mai bagă în poartă. Nu, da, nu știu, îl genează. Face ceva.